Noul an vine cu noi lupte în cușca MMA, în februarie, atunci când nume cunoscut în lumea mondenă se vor bate pentru a câștiga centura, dar și banii pentru care au negociat. Printre cei care vor intra în gala rxf 43 pentru a câștiga centura se numără și Bogdan Mocanu și Vicenzo Darian sau Romanian Final Boss. Pentru ei, conform celor de la Cancan, Can, în gala din februarie, organizatorii au pus la bătaie în jur de 25.000 de euro. Bogdan Mocanu, pentru a intra în cușca MMA, a negociat pentru suma de 15.000 de euro. În timp ce adversarul său, cunoscut în online sub numele de Romanian Final Boss, va primi între 8.000 și 10.000. Deși contractele sunt exclusiviste iar fiecare va pleca acasă cu cât a negociat inițial, Bogdan Mocanu se arată încrezător în forțele proprii și nu vede finalul decât cu el ridicând centura câștigătoare, dar și banii pentru care a bătut palma și cu care are deja planuri. Fostul concurent de la Canal D spune că după lupta cu Romanian Final Boss, câștigul de pe urma loviturilor încasate se va îndrepta către noua casă în care s-a mutat de câteva luni. Locuința este una de fițe, dar ar mai avea nevoie de unele mici lucruri să fie puse la punct astfel că cei 15.000 de euro, dacă îi va câștiga, se vor cheltui pe amenajarea completă a casei. Și asta pentru că Bogdan Mocanu a visat mult să aibă casa lui, desprinsă parcă din reviste. Iar acum poate spune cu sau fără investiția viitoare că își vede dorința îndeplinită. Fiecare își negociază contractul lui. Nu știu ce se speculează despre el sau despre mine. Ideea e că nu are de unde să se știe pentru că este confidențial contractul. Atunci când vine vorba despre bani, eu o să investesc în casă. Mai întâi să se termine lucrurile și după văd eu ce fac, a recreat Bogdan Mocanu. La vremea când a semnat actele de cumpărare, Bogdan Mocanu nu-și mai încăpea în piele de bucurie, dar recunoștea că nu este deloc ușor să amenajezi de la zero o casă, mai ales că s-a implicat la una cu muncitori în tot ce a însemnat șantier, fără pic de ajutor, căci prietenii la nevoie l-au cam lăsat. Cheltuiala este mult mai mare decât mă așteptam. În perioada asta sunt așa cu capul în ori, chiar am plecat la EME vreo două zile ca să mai decorectez. M-am întors la București, trebuie să văd cum fac cu terasa, trebuie să car de ciment, gresie, materiale, multe și nu mai sunt oameni pe care să-i plătesc să mă ajute, pentru că aparent toată lumea construiește acum, iar prieteni pe care să-i chem să mă ajute, la cărat saci nu prea am, a recreat Bogdan Mocano. Tu cine crezi că va câștiga meciul dintre Romanian Final Boss și Bogdan Mocano? Nu uita să îmi în comentarii, eu sincer merg pe Bogdan, cred că are șanse mult mai mari să câștige în fața lui Vicenzio sau Romanian Final Boss.